Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Deschiderea de astăzi. Voi discuta astăzi cu Mihai Chișu, analist pe piața de capital, despre cum s-a mișcat bursa în ședința de ieri și la ce să ne așteptăm în continuare. Mihai, salut! Bună dimineața! Ieri indicele principal BET a scăzut cu 1%, avem acum un minus de 18,4% de la începutul anului. Am avut tranzacții cu acțiuni pe piața principală de 42,4 milioane de lei, iată cu 8,5% în creștere față de ședința precedentă, dar încă sub media acestui an. Cum ți se pare dinamica de ieri? A fost o zi care a stat în special sub un spectru negativ, în principal acțiunile companiilor bancare au dat tonul. Am văzut o evoluție mai abruptă a acțiunilor Băncii Transilvania. BRD a avut de asemenea o depreciere, dar nu la fel de însemnată. Și, în genere, piața a avut o evoluție în trend cu piețele externe, cel puțin cu piețele europene, care la fel, dacă ne uităm spre sectorul bancar, au avut deprecieri și vin, de fapt, în siajul evoluțiilor din piețele americane, care au închis de asemenea în teritoriul negativ, coroborându-se, de fapt, niște știri sau din cauza unor știri care coroborate au impus un astfel de trend de depreciere. Iată, în topul lichidității am avut, cum ai zis și tu, interes mare pe bănci. La Banca Transilvania am avut un rulaj de 8 milioane de lei, la Erste Bank un rulaj de 6,6 milioane de lei și a treia cea mai tranzacționată acțiune a fost Petrom cu 4,8 milioane de lei. Cum ți se pare topul lichidității? Pare unul care să reflecte întâmplările care au avut loc în cursul zilei de ieri, și anume că Erste Bank și Banca Transilvania au fost printre titlurile cele mai tranzacționate din cauza unui astfel de traseu pe care băncile europene în general l-au avut pe parcursul zilei. Iar Petrom este prima zi ex-dividend, este a doua zi ex-dividend, în care tranzacțiile prețurile scăzut, a început să genereze activitate. Pe de altă parte, perspectivele poate nu sunt la fel de îmbucurătoare precum ar fi vrut foarte mulți investitori să ceea ce crește Petrom, privind la prețurile petrolului din această ultimă perioadă, ceea ce a făcut ca mulți să înceapă să mai iasă din pozițiile pe care le au, și Petrom a avut într-adevăr o lichiditate bună, peste media obișnuit, și a închis ziua cu o depreciere de puțin peste 2%. Dacă analizăm topul scăderilor, vedem că Erste și Petrom se află și aici. Erste a înregistrat o scădere de 3,95%, fiind pe primul top în topul scăderilor, pe primul loc. SIF Moldova are un minus de 2,4% pe un rulaj de 68.450 de lei și Petrom, a treia cea mai mare scădere, de 2,2%. Ce poți să-mi spui de scăderi? Scăderile, acum, dacă privim la amploarea lor, n-aș vrea să spun că sunt altfel decât niște scăderi obișnuite. Dacă doar ne amintim ce se întâmpla în urmă cu o lună, două luni de zile, vedem că am reintrat într-un registru normal al evoluției bursiere, în care acțiunile cresc, scad cu 1%, 2% pe zi. Deci nu sunt niște variații semnificative de o amploare care să ne genereze, să spun, stres. Este o evoluție normală. Ziua nu a fost marcată însă, din punctul meu de vedere, doar de evenimente negative, cu toate că au închis într-adevăr într-un teritoriu pozitiv. Eu aș fi remarcat mai degrabă acele multe elemente pozitive din care au venit din raportările companiilor. Și aș enunța în acest sens, spre exemplu, profitul operațional pe care l-a făcut chiar Bursa de Valori, instituția Bursei de Valori, care în primul trimestru reușește să vină cu un profit operațional de peste 150% mai mare decât cel similar din trimestrul 1 al anului anterior.
Electrica, de asemenea, surprinde, venind cu un rezultat net un profit de 80 de milioane de lei, în contextul în care anul anterior înregistra o pierdere de 40 de milioane de lei pentru trimestrul 1. Transgaz continuă această serie a raportărilor pozitive și obține în primul trimestru al anului 2020 un profit de 202 milioane de lei, care este dublu față de ceea ce deja își prognozease pentru anul 2020. Complet, un plus 7% pentru primul trimestru, la cifra de afaceri și peste 12% în termen de profit. Deci iată că această zi, cu toate că a fost, până la urmă, a fost o zi care a consemnat o scădere în piața românească de capital, din punct de vedere fundamental, există elemente care ar trebui să ne dea de gândit, dacă nu cumva companiile românești sunt mult mai bune decât am vrea noi să le vedem prin prisma acestor scăderi. Ceea ce vreau să spun este că multe companii s-au comportat remarcabil pentru acest prim trimestru, un primul trimestru care a avut o parte din el afectată deja de pandemie, și e bucurător să vedem că principalele companii românești s-au bucurat de cel puțin de stabilitate, aș putea să spun. Una dintre companii care sau dintre companiile care au venit cu rezultate nu la fel de bune, este una dintre ele, este Sfera, care normal, grupul Sfera, care deține KFC și Pizza Hut în România și care e de înțeles să fie avut niște raportări care să nu se ridice la dimensiunea așteptărilor, dată fiind activitatea pe care o întreprinde, și Alro, care e unul dintre cele mai mari producători de aluminiu din țară și poate și din Europa, sau unul dintre cei mai mari din Europa, care, într-adevăr, vine cu o pierdere semnificativă, dar, repet, ținând cont de evoluția prețului aluminiului, de dinamica prețurilor în electricitate și mai ales de măsurile impuse de acest COVID, probabil că această companie se resimte în niște termeni normali pentru această perioadă. Deci, iată, am avut rezultate pozitive de la companiile din energie. Au mers foarte bine în primul trimestru. Și operatorul pieței de capital. Apropo de Alro, voiam să discutăm astăzi despre el puțin ca acțiunea zilei. A scăzut ieri cu 1,5% și are acum o scădere de 32,6% în ultimele 6 luni. Vedem că a avut o pierdere de 110 milioane lei în primul trimestru față de profitul de 9 milioane de lei din primele luni ale anului trecut, iar cifra de afaceri a scăzut și ea cu 7%. Cum interpretezi rezultatele Alro și reacția investitorilor vis-a-vis de acest emitent de la începutul anului? Iată, și de la începutul anului are o scădere de 36,3%. Alro se încadrase de ceva timp pe un trend de depreciere. Este evident că principala lui sursă ține de prețul aluminiului, principala sursă de venit, iar principalul mod de a cheltui banii ține de prețul electricității. În acest context s-a suprapus și pandemia, care a venit să genereze foarte multe, a generat probleme suplimentare pentru companie, modul în care și-au gestionat activitățile sale curente. Prețul aluminiului este extrem de important pentru această companie. Se află în acest moment la niște prețuri, la niște nivele scăzute față de ceea ce a avut în urmă cu poate nu foarte mult timp. Dacă ne uităm, aluminiul era peste 2000 de dolari tona și în clipa de față cred că ne apropiem, nu suntem foarte departe, dar mai avem foarte mult, până la nivelul de 1305 dolari, cât eu știu că a consemnat aluminiul în anul 2000, în criza din 2008-2009. Acum sunt fiind undeva în jurul nivelului de 1500 dolari. Deci este clar că societatea Alro este afectat în special din cauza acestui motiv. În altă ordine de idei, știu, informați, compania ne informează și informează acționarii că depune măsuri permanente pentru a eficientiza costurile, în sensul de a găsi variantă prin care să fie mai puțin consumatoare de electricitate, un proces pe care îl aplică și care cred că va avea rezultate, bineînțeles, în viitor.
Mihai, voiam să te mai întreb de Banca Transilvania. Am observat că în ultimele patru ședințe a avut scădere, cumulat 6%, după ce în ședințele anterioare, 7 sau 8, cred, a crescut cu 9,4%, a avut câteva ședințe consecutive de creștere. Cum îți explici dinamica asta? Banca Transilvania este, dacă nu cea mai lichidă, poate printre cele mai lichide companii din bursa românească. Ea atrage deopotrivă investitori pe termen lung, investitori de portofoliu, dar și investitori care încearcă să beneficieze de variațiile pe termen scurt ale acestei companii. Variațiile pe termen scurt sunt foarte mult influențate de evoluțiile piețelor externe și de evoluțiile macro de la noi. Până în urmă cu, sau mai bine spus, de o săptămână încoace, piețele externe au avut o evoluție bună și atunci apetitul investitorilor speculatori a crescut în particular față de această companie. Piețele externe încep să aibă o ușoară depreciere. Este de așteptat că și Banca Transilvania să înceapă să marcheze de cei care au acumulat în această perioadă, în scop speculativ, probabil că acum încep să marcheze din profiturile pe care le-au obținut. E de așteptat ca astăzi să aibă o evoluție mai bună față de ieri, așa personal cred că ea va închide într-un registru pozitiv. Mă îndepărtez puțin de scăderi și vreau să vorbim puțin de topul creșterilor. Am avut câteva surprize de la niște companii din eșalonul 2 al bursei. De exemplu, turism, hoteluri, restaurante, Marea Neagră a crescut ieri cu 5,4% pe un rulaj de 170.970 de lei. Turbomecanica a avut un plus de 2,8% pe tranzacții de 165.460 de lei. Turbomecanica chiar a raportat ieri rezultatele pe T1, a avut profit în creștere cu 13,4% și afacerile în creștere cu 73% și are Brașov cu un plus de 1,96% pe tranzacții de aproape 130.000 de lei. Ce poți să-mi spui de topul creșterilor? Da, e un top al creșterilor cu volume foarte mici. Sunt adeptul ideii că volumul până la urmă dă greutate unei ții pentru acțiune, dar totuși nu pot să nu observ rezultatele pe care le-a raportat Turbomecanica. Am constatat niște venituri, niște profituri în creștere în comparație cu trimestrul 1 al anului trecut. Totodată am studiind compania, am văzut și niște datorii pe termen scurt în creștere, niște creanțe mai mari. Deci este clar că și această companie se află într-un echilibru destul de fin între ceea ce reușește și ceea ce dorește să vândă mai departe, având și o creștere a stocurilor. Una peste alta e o companie care depinde foarte mult de un număr limitat de clienți. Din acest motiv, personal, cred că o astfel de companie poate face parte din portofoliul unui investitor. E o companie interesantă, dar trebuie o maximă precauție în a urmări portofoliul de clienți pe care și modul în care acesta interacționează cu compania. Despre celelalte companii, cred că este iar Brașov, aș putea să spun lucruri asemănătoare, în ideea că și în acest caz cred că statul este cel mai important client al său. Iar despre EFO, personal, nu prea am ce să comentez. E o companie care nu este atât de mult pe radarul meu de investiții și, în general, o companie foarte puțin lichidă. Mihai, ieri au raportat rezultatele financiare aferente primelor 3 luni 5 companii din BET, iar astăzi urmează alte 5, respectiv Transelectrica, Digi Communications, Fondul Proprietatea, MedLife și RomGaz. Te aștept să raportezi rezultate bune, pozitive sau unele nu? Da, mă aștept, spre exemplu, mă aștept la Transelectrica să raporteze pozitiv prin comparație cu anul trecut. Digi ar fi de așteptat de asemenea, ținând cont că se potrivește mult mai mult în această perioadă, sau profilul ei este unul care atrage mult mai mulți clienți într-o perioadă caracteristică cele pe care o traversăm. Iar RomGaz, de asemenea, fiind o companie care au obișnuit în general investitorii acționarii cu venituri destul de generoase, mă aștept să aibă niște raportări la fel de bune și nu mai știu care era ultima. MedLife.
MedLife nu cred că o să aibă raportări la fel de bune. Pur și simplu am sentimentul că această companie nu va surprinde piața pozitiv. Deși, iată, ar trebui să fie o companie care să beneficieze în perioada asta, fiind parte din sectorul medical. Da, dar nu cred. Am asistat în ultimele două ședințe la o scădere de peste 3% la Bursa de la București. În încheiere vreau să te întreb, cum crezi că va fi ședința de astăzi și ultima din săptămână? Cred că va fi o ședință care nu va cunoaște deprecieri și mai degrabă va închide în teritoriu pozitiv. Bine, mulțumesc mult, Mihai, pentru discuție. Multă plăcere. Doamnelor, domnilor, mulțumim mult pentru atenție. Ne auzim luni la 9:30. Fir întins la investiții profitabile.